Bună seara, mister. Penalti ratat, ocazie mare pe final de meci, 0-0, presupun că da. Nu sunteți foarte ok. Da. Ca stare de spirit. Ca stare de spirit, nu, pentru că mi-am dorit foarte mult, nu numai eu, și jucătorii și toată lumea, ne-am dorit să câștigăm. Și după aspectul jocului, puteam să facem lucrul ăsta, special în prima repriză, dacă reușeam să marcăm din penalti. Însă consider că am făcut un joc bun. Am avut posesie, am avut mobilitate bună în mijlocul terenului, am întâlnit o echipă care s-a apărat jos în multe momente ale jocului și a trebuit să îi desfacem, să putem să ajungem la poarta lor. Din păcate, n-am marcat, dar ca și joc, sunt mulțumit, așa, asta le-am spus și jucătorilor. Faptul că avem 3 meciuri consecutive fără înfrângere și fără gol primit este un lucru pozitiv de partea noastră. Da, îmi pare rău așa că n-am reușit să câștigăm jocul, dar nu jucați pe mergem înainte. Să schimbați regula asta cu penaltiul, poate nu-l mai bate cel care îl obține? S-au mai văzut situații. Este o regulă nescrisă, aveți dreptate, însă Adam execută foarte bine la noi penaltiurile. Și la antrenament și la jocurile care oficiale a marcat, mi-aduc aminte, minutul 90 cu FCSB din penalti, unde era mult mai mare presiune, dar se întâmplă, face parte din joc. Nu sunt supărat pe el, pentru că orice jucător putea rata, dar încă o dată cred că meritam mai mult astăzi după aspectul jocului, cred că meritam mai mult. În play-out ce credeți că meritați? În play-out va fi o luptă, asta vorbeam și cu Marius și cu Nicu, cu Dică, acolo va fi o luptă foarte, foarte strânsă, foarte echilibrată din punctul meu de vedere, pentru că sunt echipe care practică un fotbal bun și distanța a bătut și UTA, am văzut meciul lor, au jucat foarte bine. Este foarte strâns clasamentul acolo și la înjumătățire practic vor să rămână un punct sau două, nu mai multe. Așa că va fi o luptă grea pentru toată lumea, nu numai pentru noi, pentru toată lumea. Aveți ca obiectiv, să spunem, secundar câștigarea play-out-ului sau conducerea, dacă n-ați intrat în play-off, nu mai ia în calcul obiective secundare? Eu, sincer, îmi doresc foarte mult să nu ajungem la baraj. Pentru că am mai trecut toată prin situația asta la început, când am venit la echipă cu Călărașul, și nu este confortabil deloc, din contră, e situația apăsătoare, e foarte, foarte greu. Deci vă gândiți așa la ce mai rău, nu la câștigarea play-out-ului. Eu vă spun ce gândesc. Da. În momentul de față gândesc să nu ajungem la baraj, să evităm barajul. Mulțumesc! Seara bună!